Percheziții de amploare au avut loc luni dimineață la locuințele mai multor persoane din municipiul Sibiu și din Jina. Trei persoane au fost reținute, iar printre ele se află și un polițist din cadrul IPJ Sibiu, care a comis mai multe infracțiuni, printre care conducerea unui autovehicul fiind băut și producerea unui accident. De asemenea, agentul corupt ar fi cerut o mită de 6.000 de lei unei persoane pe care vroia să o scape de închisoare. Totodată, acesta, împreună cu alți doi complici, a provocat un accident cerându-i bani celui aflat la volan pentru a rezolva totul amiabil. Polițistul a comis multe alte infracțiuni pentru care acum trebuie să răspundă în fața procurorilor. S-au deschis ghișeele primăriei Sibiu, unde se pot plăti taxele și impozitele aferente anului 2022. În alți ani, încă de la ora 8 la prima zi de plată era înghesuială mare. Acum însă, coada de la ghișeu nu a depășit 20 de persoane. La finalul primei zile, în conturile primăriei Sibiu au intrat 969.929 de lei din 2774 de operațiuni de plată de la persoane fizice și 72.000 de lei din 66 de operațiuni de plată de la persoane juridice. Consilierul juridic de la Poliția Locală din municipiul Sibiu, care a cerut o mită în valoare de 600 de lei unui sibian pentru a rezolva cu avizele necesare pentru o copertină construită ilegal, a primit o pedapsă la închisoare cu suspendare. Juristul a făcut un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii, dând detalii practic despre faptele de corupție pe care le-a comis. Pentru a nu ajunge în spatele gratilor, acesta trebuie să respecte o serie de măsuri cât timp se află sub supraveghere. Juristul trebuie să se prezinte regulat la serviciu de probațiune, este obligat să urmeze un curs de pregătire școlară și va trebui să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunității.